Mai avem un semnal de alarmă pe care îl trage și profesorul Dan Voiculescu asupra unei perioade critice care urmează pentru economie. Este momentul pentru decizii drastice după transformările dramatice care au afectat în ultimele două luni atât România, cât și principalii noștri parteneri internaționali. Potrivit estimărilor făcute de profesorul Dan Voiculescu, vom vedea o creștere continuă a șomajului și a inflației până la toamnă, iar atunci, pe fondul deprecierii constante a leului în raport cu dolarul și euro, se vor scumpi produsele importante, în special cele alimentare și de larg consum. Băncile vor reacționa la rândul lor și vor înăspri condițiile de creditare, iar pierderile din sectorul serviciilor vor fi acoperite prin majorări de tarife. În plus, industria va încerca să lichideze stocurile acumulate în perioada crizei coronavirusului, dar se va lovi de reducerea obiceiurilor de consum ale populației. Iar asta se va transforma într-o problemă majoră. Toate evoluțiile menționate anterior sunt obiective, în plină derulare și reprezintă o fatalitate economică a momentului. Nu pot fi rezolvate nici cu proiecții nerealist de optimiste, nici cu intervenții administrative formale. Pentru a reduce efectele negative asupra populației și pentru a fructifica anumite oportunități, consider că este necesară aplicarea imediată a unui set de măsuri ferme, profunde și curajoase. Potrivit lui Dan Voiculescu, este esențial să fie lansate și realizate efectiv proiecte naționale vitale, precum construcția de autostrăzi, modernizarea infrastructurii fluviale și maritime și construirea de silozuri pentru cereale și depozite pentru legume și fructe. În plus, e necesară înființarea unui fond național de solidaritate dedicat categoriilor vulnerabile, alimentat cu 1% din profitul agenților economici care realizează cifre de afaceri de peste 1 milion de euro. De asemenea, companiile care au avut profit peste 100.000 de euro ar trebui să fie obligate să angajeze pensionari în funcție de gradul de pregătire și de experiență. Pe de altă parte, taxarea muncii ar trebui să fie până la cel mult 40% din salariul net încasat de angajat. Totodată, ținând seama de perspectivele economice și sociale îngrijorătoare ale următoarelor 6 luni, consider că se impune înghețarea prețurilor tuturor serviciilor și bunurilor materiale până la 31 decembrie 2020. Este o măsură drastică, dar necesară atât societății cât și economiei românești. Pentru a fi cu adevărat eficientă, înghețarea prețurilor trebuie dublată atât de măsuri de control, cât și de stimulente acordate agenților economici. O astfel de măsură ar proteja categoriile sociale vulnerabile, ar încuraja un consum moderat, dar constant și ar reda încrederea în responsabilitatea socială și economică a statului.